Pagini alese. Jessica fuge de un trecut misterios, dar poate ea să se ascundă de dragoste. Minciunile Jessica-i vor ruina oare toate speranțele ei de viitor? Ori poate ea să găsească o pace mai adâncă ce o va împiedica să aibă secrete față de cei care o iubesc cel mai mult? Descoperiți toate acestea în Secrete, o povestire creștină contemporană de dragoste, scrisă de renumită autoare Robin Jones Gunn. Jessica se uită în întuneric, încercând să vadă fața lui Terry. Teresa Moreno, nu înțeleg nimic din ce îmi spui. Vorbim despre aceleași lucruri? Îmi pare rău, zise Terry. Asta se trage din faptul că sunt faptă de pastor. Am crescut cu limbajul biblic și de aceea mi se pare foarte natural. Ceea ce încerc să spun este că eu știu că am viața veșnică. Asta-i tot. Jessica râse. Asta-i tot? Este o declarație foarte îndrăsneață. Am cunoscut oameni care aveau de 3 ori vârsta ta și care au căutat toată viața și n-au putut face o astfel de afirmație. Probabil că nu l-au cunoscut pe Iisus, zise Terry. El este singura cale. Probabil că ei n-au fost înnoiți, curățiți de păcatele lor și aduși într-o relație sănătoasă cu Dumnezeu. Da, cred că toți avem nevoie de o relație sănătoasă cu Dumnezeu, zise Jessica, încercând să nu se dea bătută. Și mai cred că amândouă avem acum nevoie de somn. Jessica se ridică și începu să meargă spre cortul lor. Pot să spun ceva? Întrebă Terry, grăbindu-se să o ajungă din urmă pe Jessica. Nu știu, zise Jessica, simțind cum se trezește în ea instinctul de apărare. Poți? Nu mă pricep prea bine să spun ceva în cel mai potrivit mod, începu Terry. Erau acum în fața cortului lor și se opriră înainte de a intra înăuntru. Terry vorbea încet și totuși Jessica se întreba dacă cei din celelalte corturi, în special Kyle, puteau să le audă. Ceea ce vreau să-ți spun este că probabil a venit vremea să te oprești din alergare, Jessica. Aș vrea să-L cunoști pe Dumnezeu. Da, ai reușit să o spui, zise Jessica, aplecându-se să-și deslege șireturile tenișilor. Își scoase încălțămintea prăfuită și o lăsă în fața cortului. Apoi, deschizând fermoarul cortului, intră prima, iar Terry o urmă. N-am ce să spun mai mult, zise Terry după ce intră în sacii de dormit și stinse lanterna. Îmi pasă de tine, Jessica. Nu vreau să mergi în iad. Noaptea fu liniștită, cu excepția unui câine care se auzea alătrând în depărtare. Terry lăsă să scape un oftat. N-a ieșit cum am vrut. N-am să fiu niciodată bună la mărturisire. Cred că ar trebui să dormim acum, zise Jessica, după care să zic ca să facă liniște. Îmi pare rău, șopti Terry. N-am vrut să sun așa de brutal. Te rog să încerci să-mi auzi inima, nu cuvintele neîndemânatice. Nu-ți face griji, zise Jessica. Noapte bună. Noapte bună! Și Jessica a dormit în momentul în care rosti aceste cuvinte.
Dormi până când un cocoș slăbănog se hotărâ să folosească rogojina din fața cortului lor drept platformă pentru a anunța o nouă zi. Hei, pleacă de aici!" strigă Jessica, aruncându-și perna spre ușa cortului. Cât e ceasul?" Terry apropie ceasul deșteptător de fața ei și zise: "E 5:27. Cocoș prost!" strigă ea la cocoș. Jessica se întoarse și gemu: "Sunt așa de înțepenită. Nu cred că mă pot mișca. De ce mă dor brațele așa de tare?" "De la vopsit," sugeră Terry. "Pe mine mă doare ceafa. Poate ne vom simți mai bine dacă ne vom scula și ne vom întinde." Jessica nu se simți mai bine nici după ce se întinse. Nu se simți mai bine nici după ce mânca. Când grupul se adună în cerc pe scaunele pliante, ea se lăsă în scaunul ei și își înfășură bluza de lucru în jurul ei ca pe o pătură. Cerul era acoperit și era o diferență izbitoare între ziua de azi și cea de ieri, când se luptaseră cu căldura. Acum se părea că va ploua. "Trebuie să ne apucăm imediat de lucru," zise Kyle, uitându-se la cerul înnorat. "Părerea mea e că acoperișul ne va lua încă 2 ore și aș vrea să-l terminăm înainte ca norii aceștia să ne dea ce au pentru noi. Vă amintiți primul an când a plouat 2 zile fără întrerupere, chiar înainte de sosirea noastră?" "Eu mi-amintesc," zise Bill. "Drumurile se transformaseră în niște gropi uriașe de noroi." "Ar fi interesant de filmat," strigă Joel, ducându-și farfuria de hârtie la gunoi. Câteva albine la comese se învârteau în jurul pungii deschise în care se aduna gunoiul. "Chiar, unde ți-e video?" "Sper că în cort," zise Bill. "Nu că n-aș avea încredere în toți oamenii de pe aici, dar vreau să fiu sigur că e acolo. Mă duc să văd." Se ridică și se duse la cortul lui, iar după un minut se întoarse victorios cu camera în mână. "Oh, ce bine," oftă Brenda, una dintre fete. "Încă o zi cu sălbaticul Bill și cu filmatul lui. Credeți că se va trezi vreodată la realitate băiatul ăsta?" "Sper că nu," zise Terry. "Are prea mult haz așa cum e acum." "Da, dar încearcă să ieși cu el undeva," zise Brenda încet. "Este foarte amuzant pentru prima oară. Apoi ai vrea ca el să devină serios, dar nu se poate să se schimbe." Brenda avea părul negru tuns scurt. Sprâncenele negre încadrau frumos și ei ochi cenușii, ascuns sub genele care nu vor avea nevoie niciodată de atingerea rimelului. "Bill poate să fie serios," zise Terry. "Nu l-am văzut niciodată," răspunse Brenda. "Am impresia că ți-ar plăcea să fie ceva mai serios cu tine, nu-i așa?" Brenda se înroșii. "E chiar atât de evident?" "Nu, nu pentru toată lumea," zise Terry cu un zâmbet liniștitor. "Dar vezi, eu nu sunt ca toată lumea. Eu am acest dar bizar de a simți aceste lucruri de departe. Haide și ajută-mă să fac ordine după micul dejun." Jessica o putu auzi pe Terry sfătuind-o pe Brenda în legătură cu băieții, în timp ce mergeau la braț spre zona unde era amenajată bucătăria. Când Terry avea ceva de spus, atunci o spunea. Restul celor din grup își aruncaseră deja la gunoi vasele din care mâncaseră la micul dejun și discutau despre terminarea acoperișului bisericii. Jessica tot nu se simțea bine. Tot ce voia era o baie caldă sau măcar un duș călduț. Își prinsese părul la spate, în coadă de cal ca să nu-i vină pe față. Dan se oferi să-i perie Jessica-i părul, în timp ce aceasta încerca să-și mănânce micul dejun, dar ea o refuză pentru că nu suporta ca nimeni să o atingă. Nici măcar pe păr. Își dădu seama că era singura care mai rămăsese în sala de mese. Ceilalți plecaseră deja și era pe punctul de a se ridica din scaun când simți că 2 mâini puternice îi masează umerii. "Doare?" întrebă Kyle. "Groaznic de tare," răspunse Jessica, permițându-și să se relaxeze în timp ce Kyle îi masa umerii. Era așa de bine. Începu să simtă furnicături în mâini, semn că se îmbunătățise circulația
iar durerea de cap deveni puțin mai violentă. Dintr-o dată, Kyle se opri și-și luă mâinile de pe ea. Buenos dias, Hermano Cristobal! Îl salută Kyle pe un bărbat îmbrăcat cu cămașă albă și pantaloni negri, care venea spre ei. Jessica rămase în scaunul ei în timp ce bărbații își strânseră mâinile și vorbiră în spaniolă. Când terminară, bărbatul dădu din cap către Jessica, fără a se uita în ochii ei. Era un mod politicos de a-i recunoaște prezența. Kyle dădu mâna cu Cristobal din nou, apoi acesta plecă. Întorcându-se la Jessica, Kyle își scârbină ceafa și zise: a fost foarte penibil. Ce? Ți-a cerut ceva? Nu, a fost penibil că m-a văzut atingându-te. Nu este acceptabil în cultura lor, mai ales între creștini, ca un bărbat să atingă în acest mod o femeie. În ce mod? Îmi masai doar umerii, lucru pe care l-am apreciat foarte mult. Nu-i nimic păcătos în asta, nu? Poate nu în mințile noastre. Cultura lor este diferită. Kyle păru stânjenit. Cristobal va avea un mesaj de dedicare a bisericii în seara asta. N-aș face niciodată ceva care să-l ofenseze. Jessica se gândi câtă integritate avea Kyle, că era atât de preocupat de posibila ofensarea cuiva. Mai înțelese importanța cinstirii diferențelor culturale. Nu-ți face griji, zise Jessica senină. Mi-a făcut foarte bine masajul. Dacă ai ști câtă nevoie aveam de el, ți-ai dat seama că datorită faptului că m-ai ajutat să mă ridic din scaunul ăsta și că pot să umblu este probabil mult mai important decât ce a crezut omul acela. Chiar așa de tare te-a durut? Totul este nou pentru mine. N-am mai fost niciodată într-un camping până acum, nu într-unul ca acesta. Atunci sunt impresionat, zise Kyle. După abundența de echipamente și materiale pentru camping, era evident că el era obișnuit cu traiul în aer liber. Ochii lor se întâlniră, se priviră țintă. Jessica își simțea inima ademenită să iasă din izolarea rece și să se arunce în căldura pe care o vedea în privirea lui Kyle. Emoționată, făcu un pas mic spre Kyle. Acesta părea să stea pregătit, așteptând ca ea să facă următoarea mișcare. Deodată, ceva din interiorul ei o făcu să se răzgândească și se ascunse din nou după zidul de beton al sufletului ei singuratic. Cred că ar trebui să merg și eu să dau o mână de ajutor la acoperiș, zise Jessica, cuvintele ei căzând unul peste altul, ca niște cuburi desordonate. Mai ales dacă zici că va ploua. Mă duc să iau o aspirină și vin imediat la lucru. Merse spre cortul ei. În spatele ei simțea privirea lui Kyle. El nu se mișcase. Încă o dată, Jessica își dădu seama că ea era cea care fugea. Ce părere aveți? O întrebă Bill pe Jessica ce stătea în fața bisericii și se uita la acoperișul la care lucrau aproximativ 10 elevi. Ce părere am despre biserică? Cred că va fi frumoasă. Cred, începu Bill, după care se opri. Luă camera video. I-o dădu Jessica și zise: ar trebui să filmați asta. Este ceva profund. Jessica a potrivit obiectivul și apoi apăsă butonul on. Cred, zise Bill, întinzând mâna spre biserică, că o casă în construcție nu arată ca o casă terminată. Jessica lăsă camera jos și zâmbi lui Bill. Deci, ai învățat ceva la orele mele. Bill părea mândru de el însuși. Aștepta să vedeți locul de seară. Va arăta cu totul altfel când va fi plin de oameni. Prezicerea lui Bill se dovedi adevărată. Arătă cu totul altfel, dar asta pentru că ploua. Ploase în continuu de pe la ora 2.
reușiseră să termine acopericiul și să pregătească masa de prânz înainte de începerea ploii. Kyle vorbi cu Cristobal și hotărâre să înceapă serviciul de dedicare la ora 5 în loc de 7, de vreme ce ploaia nu părea să se oprească. Kyle hotărâ apoi că grupul trebuie să împacheteze totul în după masa aceea, în loc să mai stea încă o noapte în corturi. Vor pleca imediat după terminarea serviciului religios și vor conduce până la Calexico, unde vor putea găsi un motel ieftin. Nici unul nu se plânsese de posibilitatea de a face un duș fierbinte seara aceea. Într-un timp record, grupul strânse corturile și împachetă totul în camion. Totul era plin de noroi. Terry, Kyle și câțiva elevi își făcură pelerine din pungi mari de plastic și merseră prin sat ca să invite oamenii la biserică la ora 5. Jessica merse în biserică împreună cu alte două fete și încercară să măture praful care era peste tot și cuiele căzute pe pardoseala de ciment. În mijlocul lucrului, ușa bisericii se deschise și intrară 7 copii, 3 femei și 2 bărbați uzloarcă. O salutară pe Jessica și pe fete, strângându-le mâna cu căldură. Apoi, femeile se așezară pe băncile de lemn într-o parte a bisericii, iar cei doi bărbați rămaseră în picioare lângă ușă. Jessica se uită la ceas. Era doar 4:20. Acești oameni ajunseseră de vreme și nu erau singurii. Tot mai mulți oameni începură să vină. Fiecare venea să le strângă mâna, salutând-o pe Jessica și pe fete. Pe la 4:45, biserica era plină. Afară, ploaia continua. Ce să facem?" le întrebă Jessica pe fete. Singurii noștri interpreți, Terry și Kyle, sunt plecați, iar acești oameni par pregătiți pentru începerea programului. Vorbiți vreuna dintre voi spaniola?" Fetele dădură din cap. Am adus niște păpuși," zise una dintre ele. Am putea face un mic spectacol de teatru de păpuși sau ceva." Înainte de a avea ocazia să pună la punct detaliile, ușa bisericii se deschise din nou și doi băieți din sat lăsară înăuntru un porc care guița foarte tare. Fugea peste tot guițând sălbatic și lăsând dâre de murdărie pe pardoseala de ciment. Copiii se amuzeau. Femeile erau îngrozite. Bărbații prinseră animalul de urechi și îl traseră afară. În momentul în care porcul fugi guițând spre cotețul lui, sosiră Kyle cu Terry și cu restul grupului. Împreună cu ei mai veniră încă vreo 30 de oameni. Bill avusese dreptate. Biserica în construcție nu arătase deloc ca biserica terminată.